Toți miniștrii propuși pentru cabinetul Ponta 3 au fost validați în comisiile parlamentare. Premierul Victor Ponta a prezentat în Parlament noul guvern cu următoarele nume pe lista de miniștri. La Ministerul Afacerilor Interne, dar și pe funcție de vicepremier, a fost propus Gabriel Oprea. La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de asemenea vicepremier, Daniel Constantin. La Cultură și vicepremier, Kelemen Hunor. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vicepremierul Liviu Drag. La apărare a fost propus Mircea Dușa, la Ministerul Afacerilor Externe Titus Corlățean, iar în fruntea economiei Constantin Niță. Remus Pricopie a fost nominalizat pentru Ministerul Educației, la Ministerul Fondurilor Europene Eugen Teodorovici, la Justiție Robert Kazanciuc, maghiarul Attila Corodi la Mediu, în timp ce Rovana Plumb a fost propusă la Ministerul Muncii. La Sănătate nominalizat a fost Nicolae Bănicioiu, la Ministerul Tineretului și Sportului, Gabriela Sabo, la Ministerul pentru Societatea Informațională Alexandru Răzvan Cotovelea, la Finanțe Ioana Petrescu, iar la Transporturi Dan Șova. Ministru delegat pentru Buget a fost propus Liviu Voina, ministru delegat pentru Dialog Social Aurelia Cristea, pentru Relația cu Parlamentul Eugen Nicolicea, la Ape Păduri și Piscicultură Doina Pană, în timp ce ministru delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică a fost propus Mihnea Cristoiu. Ministru delegat pentru Energie a fost propus Răzvan Nicolescu, pentru IMM Afaceri și Turism Florin Gianu, în timp ce ministru delegat pentru Românii de pretutindeni va fi probabil Bogdan Stanoevici. Ce părere aveți de noua listă de miniștri propusă de Victor Ponta? Sincer să fiu, nu mă prea pricep așa în asta, dar nu prea e bine. Zic eu că nu e ceva. Nu este. Cum credeți că ar fi fost mai bine dacă noi miniștri nu vă plac? Mai bine? Da. Să nu s-o fi certat, să fi rămas tot aceeași. Că vedeți bine că și cu ministrul sănătății ce ne face, mai ales la sănătate, acum au venit la cine, dar am înțeles că a rămas tot din sus, sau nu știu. Nu mai știu că zic, n-am mai rămas acasă. Era mai bine să fi rămas tot așa cum au fost în prima dată, cum au făcut ei alianță, în prima alianță. În primul rând nu poți să bagi la Ministerul de Finanțe, un începător. Totuși, cred că nu prea e bună alegerea, în special că se bagă și UDMR-ul. Deci, asta e părerea mea. O araba bură. Asta. Ce am vrut să facă Băsescu e destul de păcăț. Din cauza lui Băsescu începe toată nebunea. Atâta timp cât cei noi propuși de el nu-i cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea. S-ar putea să fie bun, s-ar putea să nu fie bun, deci nu pot să-mi dau cu părerea. Cert este că despărțirea dintre el și Crin Antonescu nu se datorează lui. Deși cei din PNL care tot vin la posturile de televiziune, totdeauna îi invocă motivul că Ponta ar fi fost acela care i-a gonit din guvern, este un lucru neadevărat. Li s-au oferit atâtea posibilități, n-au vrut să asculte, deci să sperăm că va merge spre bine. Premierul Victor Ponta a declarat în Parlament că speră ca președintele Băsescu să accepte noul guvern. Ponta a arătat că în baza unei decizii a Curții Constituționale, hotărârile Parlamentului, inclusiv de validarea noului guvern, sunt obligatorii pentru președinte, iar un refuz al acestuia presupune încălcarea gravă a Constituției.